Vă prezint hotărârea privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. Având în vedere analiza și propunerile formulate de către grupul de suport tehnico-științific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, privind măsurile necesare a fi menținute și instituite pentru prevenirea și controlul răspândirii infecțiilor, luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul național, precum și apariția unor noi cazuri de persoane infectate, care mențin o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ-teritoriale și a sistemului sanitar, în contextul necesității de creare a condițiilor socioeconomice necesare relansării graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în temeiul actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Începând cu data de 15 mai 2020, se declară starea de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile. Articolul 2. Măsurile de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe timpul stării de alertă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului cu competență în domeniu. Articolul 4. Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la articolul 3, necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice centrale și locale emit acte normative și acte administrative potrivit normelor de competență și domeniilor de activitate pe care le gestionează. Articolul 5. În aplicarea dispozițiilor articolului 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 11 din 2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei aprobată cu modificări și completări prin legea 20 din 2020, cu modificările și completările ulterioare și ale hotărârii de guvern numărul 557 din 2016, privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune în colaborare cu Ministrul Sănătății, prin ordin al Comandantului Acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterilor infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național. Această hotărâre se va publica în Monitorul Oficial, partea 1. Semnează președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prim-ministru Ludovic Orban.